În atâția ani de când au fost inventate obiectele electrice, aceste obiecte în Moldova nu au fost niciodată colectate și reciclate. Până când cei de la Hai Moldova au zis că hai, se poate, trebuie să colectăm deșeurile electronice din Moldova. Iar această campanie a mobilizat elevii și profesorii din mai multe instituții de învățământ de la noi din țară. Aproape 40.000 de elevi au strâns deșeurile electronice din ogrezile curților, satul sau localitatea lor. Și s-au adunat până în acest moment aproape 40 de tone de deșeuri electrice, electronice de fapt. Vreau în aceste clipe să o invit pe Inima. Hai Moldova, Nadia Cebătaș, salut Ivita, bine ai venit la noi! Bravo! Ia loc pe canapea! Noi, de fapt, și cei de la Hai Moldova și toată Moldova au făcut curățenii, de obicei, în fiecare an de ziua planetei și, de fapt, în ziua în care voi faceți eveniment. Anul acesta ai zis că trebuie să facem ceva diferit. Curățenie se poate de făcut în orice zi. Hai Moldova este, în primul rând, o campanie de informare și de conștientizare a importanța gestionării tuturor tipurilor de deșeuri. Anii precedenți noi am implicat peste 200.000 de voluntari în diferite campanii de salubrizare. Anul ăsta noi am implicat aproape 40.000 de tineri din 80 de instituții din țară, care au colectat, iată, după estimările lor, aproximativ 40 de tone de deșeuri. Deșeurile electronice, ele nu prezintă un pericol, de exemplu, dacă se află în casă. În momentul în care ele nu sunt gestionate corect sau nimeresc în natură sau cineva le dă foc, atunci ele prezintă un pericol foarte mare pentru oameni și pentru natură. Aceste deșeuri sunt colectate. Unde sunt duse mai departe? Pentru că asta este marea întrebare. Ce se va întâmpla cu ele? Noi împreună cu echipa Hai Moldova ne-am pus în scop să urmărim tot traseul cum o să fie colectate. Din acest motiv am fost la cea mai mare fabrică de reciclare a deșeurilor electronice din Europa Centrală și Europa de Est, fabrica de reciclare de deșeurilor Green Group Buzău, și am văzut tot procesul tehnologic. Da? Există acum o grămadă de tehnologii prin care ele pot fi reciclate, iar noi ne asigurăm că imediat cum le-am colectat de la aceste școli, cum sunt sortate și expediate în Buzău, ele o să fie gestionate corect și noi, desigur, o să avem toți conștiința în păcat și cei care le-au adus și le-au predat și noi că le-am gestionat corect. Și au ajuns până la capăt. Am înțeles că faceți și o competiție între elevi și așa să-i motivați. Până la urmă, concurența chiar ne dă drive-ul ăla de care avem nevoie. Da, știți că asta a fost o motivație tare bună. Noi inițial ne gândeam că o să avem top 3 școli, acum deja avem top 10. Bravo. Da, școlile, competiția este între școlile care au strâns peste 1500 de kilograme de deșeuri, sunt școli care au depășit 2 tone de deșeuri, iar premiile mari sunt 2 cișmele cu apă potabilă care o să fie instalate în școli cu filtre și o livadă de alun. Pe lângă alte premii care o să primească toate școlile care au participat în concurs, pentru că chiar este un efort foarte mare care l-au depus tinerii și asta demonstrează că într-adevăr sunt implicați. Asta demonstrează că oamenii au nevoie de astfel de campanii. Oamenii vor să-și gestioneze corect deșeurilor. Doar că nu au unde. Cumva asta este marea întrebare la noi, că chiar și în oraș, atunci când vor vorbesc despre sortare. Zic eu acasă sortez. Ei, ce faci mai departe? Că ele oricum se duc la aceeași ghienă de gunoi. Eu le sortez și le duc în punctele separate de reciclare. E un efort din partea mea și din partea altora care fac la fel. Și, de fapt, lucrul ăsta ar trebui să fie organizat de către instituțiile și primăriile din localități. Noi tomberoane avem, pentru că a fost un proiect de lege, s-a câștigat și trebuia să trimiți poze la europeni să arăți ce tomberoane. Dar unde se duc aceste tomberoane? Asta e mare problemă. Da, adevărul este că noi avem un cadru legal, normativ, coordonat cu normele, directivele europene, HD99. Acum a rămas doar să organizăm sistematică aceste colectări. În Chișinău găsiți 80 de puncte permanente de colectare a deșeurilor electronice, care au fost create anterior de proiectul Oraș Curat cu deșeuri reciclat și le găsiți sau pe harta site-ului haimoldova.md sau fără deșeuri.md. Și
chiar vă îndemnăm să mergeți la aceste puncte și să duceți aceste echipamente, să nu nimerească ele într-o râpă sau și mai rău la țânțăreni sau în alte locuri neautorizate. Eu admir oamenii care din propria inițiativă, din propriul lor timp, încearcă să depună efort ca să schimbe ceva în această țară, iar el este un exemplu, este specialist IT de profesie, dar de mai bine de un an s-a apucat să îngrijească de 4 cai pe care i-a salvat de la abator. Inițial nu știa nimic despre ei. Acum însă poate oferi sfaturi și altora. Ce l-a motivat pe Valeriu Strati să ia o astfel de decizie și să construiască un graj de eco? Aflați în cele ce urmează. The horse is in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match. Dorința acerbă de a-i ajuta pe cei care nu pot spune ceea ce își doresc l-a făcut pe Valeriu Strati să facă acest pas. Recunoaște, inițial i-a fost frică, însă odată cu trecerea timpului, toate percepțiile lui s-au schimbat. Ideea e că eu nu știam nimic despre cai. Eu nu am venit în lumea cailor decât acum un an când i-am cunoscut pe ei. Și tot ce am construit e bazat pe încredere și e cumva o balanță între iubire și respect. Nu s-ar fi decis dacă nu știa cu siguranță unde îi va crește și va avea sprijinul altor voluntari. Acum, după aproape un an de când caii fac parte din viața lui, a reușit să construiască și un grajd 100% eco. Acum, practic, avem o construcție care e doar din lemn, paie, lut și stuc și oale și un cablu de electricitate. Și în caz că așa construcție e nevoie de renovat peste 10 sau 50 sau 70 de ani, e tot ce aici putrezește, ceea ce e foarte important pentru noi. Valeriu nu se oprește aici. Vrea să schimbe atitudinile conaționalilor noștri despre felul cum să îngrijească aceste animale. Totodată își dorește să îngrădească opajiște astfel încât caii să-și petreacă timpul într-un spațiu mult mai mare. Fiecare animal, el miroase foarte bine și poate să-și aleagă singur mâncare. Când el este legat, el nu are de ales și trebuie să mănânce ceea ce e acolo. Pentru că ei tot au diferite dureri de burtă, colici. Atunci când el singur poate să-și aleagă mâncare care o vrea în ziua aceea, poate mai bine să-și gestioneze sistemul digestiv. Pe viitor își propune să extindă adăpostul și chiar să primească vizitatori care vor putea să descopere codrii Moldovii cu ajutorul acestor animale. Bravo, Valeriu, de fapt și prima ediție Hai Moldova împreună cu el ai realizat-o. Da, Valeriu este un om conștient și are o dragoste și o înțelegere a mediului, a lumii foarte profundă. Și nu mă miră deloc că a făcut acest proiect. Eu cred că trebuie în primul rând, așa cum ați făcut voi în special anul acesta, să mergeți spre elevi și școli, pentru că ei sunt generația care o să trăiască poate în dezastru pe care îl lăsăm noi. Și acum probabil a venit momentul ca generația asta mică să ne învețe pe noi ce trebuie să facem ca să salvăm ce a mai rămas de salvat. Avem și niște imagini foarte emoționante, în special dedicate pentru copii, dar și pentru copiii mai mari. În curând nu mă vei vedea, ai grijă de cei care rămân, este un mesaj, iar alt mesaj este vom locui cu tine pentru că casa noastră a fost doborâtă. Din păcate, foarte multe animale de companie sau animale domestice suferă, așa că trebuie să fiți foarte responsabili cu cei pe care îi luați în grijă. Un mesaj din partea animalelor care locuiesc în pădure, nu eu sunt cel care îți traversează drumul, ci drumul tău traversează casa mea. Lumea este plină de alte distracții și încercați să le oferiți timp copiilor, timp real cu voi, oamenii. Iar despre această imagine, cred că mai mulți aș putea să povestesc, pentru că prin 2050 mi se pare că va fi mai mult plastic decât pește în oceane. S-au făcut și asemenea studii. Dar încet, încet ne educăm. Cumva acesta este mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă fiecare om, că e timpul să ne schimbăm. Nu degeaba Climate Change Now este sloganul pe care trebuie să-l audă fiecare. Adevărul este că da, trebuie acum să pornim
Doar că trebuie să fim atenți că pe lângă deșeurile de plastic sunt și alte tipuri de deșeuri care ne infectează. Mediul și starea noastră, astea sunt deșeurile industriale, astea sunt deșeurile care provin din extracții din minerit, astea sunt deșeurile toxice și periculoase, toate deșeurile care provin din agricultură. De asta să fim atenți nu doar la deșeurile de ambalaje, dar și de tot ceea ce producem noi.